ce poți face dacă nu te înțelegi amiabil cu cel cu care te-ai lovit într-un accident. Am primit această întrebare de la un abonat al acestui canal și m-am gândit să dezbat acest subiect pentru că este foarte interesant și eu am pățit-o mai de mult acum 2 ani de zile, cred, când m-a lovit o doamnă în spate și nu am reușit să mă înțeleg deloc cu ea amiabil, și o să vă povestesc tot ce am făcut în legătură cu această situație, și cum puteți să o rezolvați, și voi, în cazul în care nu vă înțelegeți amiabil cu persoana cu care v-ați lovit. Evident, această situație este valabilă strict pentru accidentul care se poate declara printr-un constat amiabil de accident. Dacă nu se încadrează în schema accidentului care se poate declara printr-un constat amiabil de accident, sunteți obligați să declarați accidentul la poliție. Pentru cei dintre voi care nu știți ce este constatul amiabil de accident, este un formular care poate fi folosit pentru a declara accidentul, și este o variantă alternativă a declarării accidentului la poliție. Este o metodă mult mai simplă care se poate rezolva pe loc împreună cu cel cu care te-ai lovit, ne mai fi nevoie să te duci până la poliție, să stai să pierzi timpul prin trafic. Dacă, în schimb, accidentul este și cu vătămări corporale, atunci nu trebuie să părăsești locul accidentului și să sun la 112. Să revenim. Formularul de constat amiabil de accident îl poți folosi doar când accidentul este între două vehicule și s-au produs pagube materiale numai la cele două vehicule. Deci, dacă mai apare și al treilea vehicul într-un accident, dacă există vătămări corporale în accident, dacă s-au creat pagube materiale la alte bunuri în afară de cele două vehicule, nu mai poți să declari accidentul printr-un formular amiabil. Trebuie să declari accidentul la poliție. Dacă vrei să vezi cum se completează cu statul amiabil de accident, am făcut mai de mult un episod, o să ți-l las aici pe ecran să-l vizionezi pentru atunci când vei avea nevoie de această informație. De multe ori când facem un accident și ne dăm jos imediat după impact, unul dintre șoferi ori este supărat, ori spune de multe ori că n-a fost el de vină, că nu s-a întâmplat așa, că de ce n-ai făcut un nu știu ce, că de ce n-ai evitat, că de ce nu s-a întâmplat așa. Și în continuu, de cele mai multe ori, nu reușești să te înțelegi amiabil cu persoana cu care te-ai lovit. În această situație, dacă nu poți să te înțelegi amiabil, nu sta să-ți bați capul, să te cerți cu persoana respectivă la fața locului, pentru că ai o variantă la fel de simplă. Te poți duce să declari accidentul la poliție. În această situație, în schimb, dacă nu te înțelegi amiabil, tu nu-i poți lua pe loc atunci asigurarea RCA și să-ți repar mașina. Datoria ta este să te duci la poliție și să declari accidentul. Dar ce vreau să-ți aduc aici aminte este faptul că ești obligat să declari accidentul în maxim 24 de ore de când s-a întâmplat. Deci obligatoriu să nu depășești acest termen. Dacă poți, sfatul meu este în momentul în care s-a întâmplat accidentul și nu ai reușit să te înțelegi amiabil cu persoana cu care te-ai lovit, să te sui în mașină și să te duci la poliție dacă mașina este deplasabilă și poți merge cu ea pe roți. Dacă nu, vei fi nevoit să chemi o platformă și să te duci cu platforma direct la poliție pentru declararea evenimentului. De aici și denumirea constatului amiabil. Se cheamă constat amiabil de accident. Deci dacă nu te înțelegi amiabil cu persoana respectivă, nu îl poți folosi și trebuie să te duci pe metoda clasică, adică la poliție. Haideți să vă dau și un caz concret ce am pățit eu acum ceva timp. Stăteam la semafor, m-a lovit o doamnă în momentul în care s-a făcut verde, a plecat mai tare, nu știu ce a făcut, a călcat accelerația, mai apăsat, indiferent, m-a lovit în spate. M-am dat jos în secunda 2, am văzut că mi-a zgâriat bara și era un pic îndoită, doamna s-a dat și ea jos, s-a uitat pe la bara mea așa și se uită și spune, mă bate pe umăr așa. Hai băiatul că n-ai nimic, nu s-a întâmplat nimic, niciun accident. Eu îi spun, doamnă, mi-a zgâriat bara, uitați, e un pic aici îndoită, se vede. Ideea este că m-a lovit atât de tare în spate încât am dat și cu capul de tetieră, deci mai mult ca sigur mi-a stricat ceva și pe sub bară, aspecte care nu se vedeau cu ochiul liber în momentul în care te uitai la bară. Am încercat să explic, am stat 2-3 minute acolo, ea tot mă lua cu băiatul, nu are nimic mașina, hai că nu s-a întâmplat nimic, hai că am plecat, la revedere, nu dau nicio asigurare RCA, nu facem niciun amiabil. Eu după 2-3 minute vă dați seama că știam ce este de făcut, am văzut că pur și simplu nu reușesc să mă înțeleg cu ea, să completăm un costat amiabil de accident. În 5 minute cred că rezolvam totul, făceam amiabilul, îmi dădea rca și fiecare își vedea de drum. Eu i-am spus doamnei că mă duc la poliție să declar accidentul, deși puteam să nu-i spun, că nu e obligația mea să mă duc să-i spun. I-am zis că mă duc la poliție, i-a zis da, da, hai că ne vedem la poliție. Eu am luat-o stânga spre poliție, i-a luat-o în dreapta. În momentul în care am văzut că ia o ia am zis sigur nu vine doamna la poliția, Ce a crezut? A crezut că eu glumesc și că nu mă duc să declar accidentul. provocând mi o pagubă de 2000 de lei, zic eu, undeva pe acolo, parcă atât a fost reparația mașinii. M-am dus la poliție, am pierdut acolo câteva ore, am dat declarație, am spus numărul de matriculare al mașinii pentru că i-am făcut poză la număr în momentul în care m-a lovit, ca să fiu sigur că nu-l uit. Am dat declarație la poliție și mi-a spus că o să-i facă o înștiințare proprietarului mașinii să vină la secția de poliție pentru confruntarea mașinilor. Și evident că dacă nu se prezintă în 24 de ore, înștiințarea vă dați seama că a durat mult mai mult. Ea trebuia să vină în 24 de ore să declare accidentul. Și dacă nu vine în 24 să declare accidentul, ei îi se va reține permisul de conducere. După două luni sau trei luni, m-a sunat cineva de la poliție, spunându-mi că doamna a venit și tot e, insistă că ea nu m-a lovit în spate și că nu este adevărat. M-au chemat și pe mine, în altă zi, împreună cu doamna pentru confruntarea mașinilor. S-a văzut foarte clar că au pus mașinile una lângă alta, au văzut că lovitura este de la mașina mea și doamna a rămas fără permis de conducere. Ce vreau să vă spun aici este faptul că nu trebuie să vă stresați la fața locului, nu trebuie să vă enervați, să vă stricați ziua dacă dați peste tot felul de tâmpiți care vă enervează și susțin că ei sunt mari și tari, că ei nu v-au lovit, că nu știu ce, că haide drumul de aici și tot felul de chestii din astea nu trebuie să-i suportați, pur și simplu încercați 2 minute, 3 minute pe ceas să vă înțelegeți amiabil cu ei, dacă nu reușiți, suiți-vă frumos în mașină și duceți-vă la poliție și mai departe organele de abilitate vor investiga situația. Da, deci nu are sens să vă certați la fața locului, să faceți o bășcălie în intersecție pe strada respectivă, exclus așa ceva. Suiți-vă mașina, duceți-vă la poliție și v-ați văzut de drum. Și mai departe se ocupă poliția să îl notifice pe șoferul respectiv. Această situație este atunci când voi sunteți nevinovați și vreți să vă reparați mașina pe asigurarea RCA a vinovatului. Și evident, trebuie să faceți rost de asigurarea RCA ca să vă reparați mașina. Dar puteți avea și o altercație în momentul accidentului cu cineva pe care l-ați lovit să vină să vă înjure că de ce l-ați lovit. Domne, se întâmplă, asta e, îmi cer scuze, îmi pare rău, n-am văzut, s-a întâmplat, uitați, eu vreau să fac un constat amiabil și el să înceapă să vă înjure, să spună că hai să declarăm altfel accidentul, hai să spunem că tu ai făcut nu știu ce, exclus așa ceva, să nu faceți niciodată așa, să scrieți exact cum s-a întâmplat, chiar și dacă voi sunteți vinovat și să nu stați să îl băgați în seamă pe cel cu care v-ați lovit, chiar dacă sunteți vinovat în sensul în care să nu tolerați dacă vedeți că nu vă înțelegeți amiabil. Chiar și dacă ați greșit vă suiți frumos în mașină și vă duceți la poliție. Ideea este că dacă ați făcut ceva să vi se ia permisul, o să vi se ia permisul de conducere și veți primi și amendă. Iar dacă nu ați făcut ceva care să nu vă ia permisul, o să primiți amendă. Deci acesta este riscul dacă sunteți voi vinovați și vă duceți la poliție, pentru că dacă folosiți constatul amiabil de accident, nu primiți nici amendă și nu vi se reține nici permisul. Să spunem că aici este un mai mare avantaj. Asta nu înseamnă că trebuie să vă certați sau să creați o situație la fața locului în cazul unui accident. Eu, sincer, am pățit-o de mai multe ori, eu nu stau la discuții, îi spun de două, trei ori, nu vrea să înțeleagă că m-am suit în mașină și am plecat la poliție. N-are sens să pierd timpul și să creadă persoana respectivă că îmi face mie nu știu ce favor și că mi-acceptă faptul că e de acord să completeze un constat amiabil de accident. Nu, este datoria lui să facă treaba asta, dacă nu vrea să o facă, alternativa este la poliție. Dacă aveți întrebări, lăsați-mi le mai jos în rubrica de comentarii. Dacă v-a plăcut, dați-mi și mie un like. Dacă nu v-a plăcut, dați-mi un dislike. Nu vă stresați în trafic, nu vă stresați în momentul în care faceți un accident. Se întâmplă, cu mult calm se rezolvă absolut orice. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi, și până data viitoare să ne vedem cu bine și nu uitați, am rugămintea să vă abonați, să tărtiți clopoțelul de mai jos și astfel să creștem comunitatea RitterBucca de pe acest canal cât mai mare.